Siguranța locului de muncă este o prioritate pentru români într-o perioadă foarte dificilă ce afectează întreaga societate, așa consideră candidatul PSD Brașov pentru Camera Deputaților, Răzvan Popa. Acesta susține că partidul din care face parte a pregătit o serie de măsuri care vizează îmbunătățirea vieții cetățenilor. Întreg programul nostru, oferta cu care venim în fața românilor și a brașovenilor, este bazată pe măsuri care dau siguranța locului de muncă, fie că vorbim despre creșterea nivelului de trai, de creșterea veniturilor, dar și de stimularea economiei, a IMM-urilor, programe pentru înființarea de noi IMM-uri, toate însă au ca o condiție esențială păstrarea sau chiar creșterea numărului locurilor de muncă. Pe de altă parte, candidatul PSD Răzvan Popa este de părere că alegerile ar fi trebuit amânate. Dacă totuși scrutinul se va ține pe data de 6 decembrie, așa cum este programat, candidatul social-democrat îi sfătuiește pe alegători să aibă grijă de sănătatea lor ca să poată trece cu bine peste această perioadă. Iar în ziua alegerilor, pe 6 decembrie, cetățenii să le dea o lecție actualilor guvernanți.